Dinamo a scăpat de faliment și și-a propus să iasă din insolvență până la sfârșitul anului, când vrea să scape și de vechiul stadion. Burcă rămâne să ia titlul cu Dinamo, care a retras numărul 12. Unul dintre sponsori a cumpărat 21% din acțiunile lui Dinamo în săptămâna în care clubul a scăpat de faliment. Din nimic, aproape am reușit să venim unde suntem astăzi. Dinamo a renăscut cu Burcă. Noi ne dorim să rămână mai mult timp la club și să construim împreună echipa care va câștiga campionatul. E clar că Dinamo trebuie să câștige campionatul. Demolarea arenei din Ștefan cel Mare a fost amânată pentru sfârșitul anului. Dinamo nu mai joacă pe Arcul de Triumf. Ne dorim ca spectatorii sau suporterii lui Dinamo să aibă parte de cea mai bună experiență la meci, ceea ce înseamnă Arena Națională. Nimeni nu va mai purta numărul 12 la Dinamo. La Dinamo au mai fost retrase numerele 11 și 14 după moartea lui Hildan și Ekeng, dar și 25 după ce Dănciulescu și-a încheiat cariera. Aș vrea să retragem numărul 12 în cinstea fanului dinamovist.